Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Ramo, Ramo, Ramo.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna. Bună seara, dragi invitați! Bine ați venit la seminarul nostru online intitulat Yoga Sutra, esența aforismelor lui Patanjali, din cadrul Centrului de Studii Vedice ISKCON București. Astăzi, lectorul nostru, Radha Govinda, va continua studiul aforismului 32 din cel de-al doilea capitol, Sadhana Pada, prin intermediul căruia am început studiul principiilor Niyama. Mai exact, data trecută am vorbit despre Samtosha sau despre mulțumirea de sine. Astăzi vom vorbi despre Tapas sau Asceza, de câte tipuri este ea și care este beneficiul și rolul acesteia. Seminarul va dura aproximativ o oră, timp în care vă rog să vă mențineți microfonul pe mut, iar la sfârșit vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă apare o întrebare pe parcurs, vă încurajez să o notați și să o puneți la sfârșit. Înainte să începem, aș mai dori să rog oaspeții noștri de pe Zoom să pornească camerele pentru a face experiența puțin mai personală. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să-l ascultăm pe Radha Govinda cu atenție. Mulțumesc mult, Cosmine, pentru introducere. O să fac imediat share screen.
la PowerPoint-ul de astăzi și vom începe seminarul nostru. Ok. Bine. Cosmin, a apărut PowerPoint-ul da, pe tot screen? Este clar. Bine. Deci, până în prezent, noi am discutat cele cinci restricții Yama, care constituie ahimsa, non-violență sau respectarea vieții, satya, rostirea adevărului, care implică în sine de asemenea integritate, simplitate de asemenea, asteya, non-furtul, brahmacharya, continență sau înfrânarea poftei trupești, aparigraha, ceea ce înseamnă non-posesivitatea sau non-acumularea. De asemenea, noi am discutat primele două observări lăuntrice, niyama, care sunt descrise în Sutra 32 din Sadhanapada a lui Patanjali, în care înțeleptul Patanjali spune Shaucha santosha tapa svadhyaya ishvara pranidani niyamaha. Shaucha, puritatea internă și externă, santosha, mulțumirea tapas, austeritatea svadhyaya, studiul scripturilor sau recitarea mantrelor. Și Ishvara pranidana, devoțiunea sau dăruirea față de Dumnezeu, acestea constituie regulile niyama. La ultima noastră întâlnire, deci noi am discutat a doua dintre cele cinci discipline sau cinci respectări care constituie santosha, cum a menționat și Cosmin în introducerea sa. Și santosha înseamnă starea de mulțumire interioară. Cuvântul santosha provine de la rădăcina sam, ceea ce înseamnă complet. Această rădăcină este întâlnită, cum am menționat și săptămâna trecută, în cuvântul sankirtan. Acel n și m care au un punctuleț sub el în sanscrită, care de obicei Ioana își bate capul, deci cum se scrie atunci când editează textele și PowerPoint-urile, deci cum scriem corect san-n-toșa sau sam-toșa, dar e de fapt n și m nazale, practic aceeași literă. Și avem cuvântul rădăcina santosha este întâlnită în cuvântul faimos sankirtana, care provine de la samyak, ceea ce înseamnă complet sau total. Deci un kirtan total, un kirtan complet, un kirtan în care sunt adunați mai mulți practicanți spirituali care au aceeași viziune, care au aceeași aspirație în practica lor spirituală și prin urmare această încantare, cum iubește să spună Madhav Prabhu, unul dintre faimoșii kirtania care încantează kirtanul, el spune Many voices, one heart. Deci multe voci, o singură inimă, ceea ce înseamnă samyak, deci complet, total, sau cum se spune aici, cu totul sau în întregime. Și toșa provine de la, toșa înseamnă mulțumire, Tuști puști kshuda paya nu gasam. În Bhagavad Gita există sute probabil de mențiuni în care Krishna vorbește despre tuști sau tosha, care înseamnă același lucru. Santushta satatam yogi. Datoria unui yogin, spune Krishna în Bhagavad Gita, este de a fi santushta, deci de a fi întotdeauna mulțumit, satisfăcut, de a accepta viața așa cum este ea, de a fi împăcat, de a fi confortabil cu circumstanțele vieții în care se află el pe moment. Și în comentariul său la Yoga Sutra 2.32, Vyasa definește santosha ca absența dorinței de a domni alte lucruri decât cele care ne sunt la îndemână, oricât de mari ar fi plăcerile senzuale ale acestei lumi și oricât de mari ar fi fericirile paradisului, ele nu reprezintă nici măcar o fracțiune din ananda. Ananda înseamnă fericirea care apare prin încetarea dorințelor materiale. Și cum am mai vorbit, opusul lui santosha este asantuștasia, ceea ce înseamnă lăcomia.
care este definită de maestrii spirituali ca distrugătorul liniștii interioare. Asantuștasya. Deci, ceea ce distruge pacea din sufletul nostru. Și în Srimad Bhagavatam avem acele două versete pe care aș vrea să le mai repetăm încă o dată, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Și Bhagavatam spune, o persoană satisfăcută în sine, santuștă, poate fi fericită chiar și dacă consumă doar apă. Cu toate acestea, cel care este condus de simțuri, în special de limbă și de organele genitale, trebuie să accepte poziția unui câine domestic pentru a-și satisface simțurile. Deci, cu alte cuvinte, o asemenea persoană care în pacea sa interioară depinde de fericirea chimică pe care o obține de la gratificarea simțurilor, el se află într-o dependență totală. Cum un câine domestic, un animal domestic, se află în dependență totală de stăpânii săi, în mod similar, o persoană care nu știe să-și stăpânească simțurile, care nu este un swami, el este ca un câine domestic care întotdeauna așteaptă să îi se ofere o anumită grațiere. Pentru o persoană care poartă încălțămintea potrivită, nu există niciun pericol, chiar dacă calcă pe pietri și pe spini, în mod similar pentru cel care este mereu satisfăcut în sine, sandas santushta manasa. Sada înseamnă întotdeauna, santushta înseamnă satisfăcut, manasa înseamnă în mintea lui. Pentru el nu există niciun inconvenient. Într-adevăr, el este fericit oriunde s-ar afla. Cum studiind mai multe referințe din textele vedice, noi am ajuns la concluzia, miercurea trecută, că santosha sau santushta implică în sine lipsa de orice interes față de acumularea a mai mult decât avem nevoie. De asemenea, implică cultivarea conștientă a unei stări de seninitate și pace sufletească, mulțumirea constantă, indiferent de circumstanțele exterioare, recunoștință pentru tot ce ne este furnizat de viață. De fapt, ne este furnizat de divinitate. Ishavasya midam sarvam, yet kincha jagatyam jagat, tenatek tena bunjita, mat grida kase svidanam. Ishapanishad afirmă, tot ce avem în viața noastră este furnizat de persoana supremă ca cotă a noastră personală. Și fiecare persoană trebuie să fie fericită cu cota lui sau a ei respectivă. Încă o afirmație pe care o face Bhaktivedanta Swami Prabhupada, despre care n-am menționat miercurea trecută, în referință la santosha, el spune un lucru foarte profund. El zice că recunoștința sau satisfacția este starea inimii care inițiază avansul spiritual. Deci, cu alte cuvinte, o persoană care nu este satisfăcută, o persoană care nu este împăcată în inima sa, pentru el sau pentru ea îi va fi foarte, foarte dificil să avanseze atâta timp cât el se mai agață de plăcerile lumii materiale sau de senzațiile existenței materiale, atâta timp cât el mai are aspirații în sfera materială, nu are cum să fie satisfăcut. Dar o persoană care și-a găsit sprijinul în relația sa cu divinitatea, sprijinul în conștientizarea naturii sale spirituale, el este satisfăcut, prin urmare, această satisfacție, deci inițiază avansul lui spiritual adevărat. Și astăzi noi vom continua cu a treia disciplină la untrika niyama, care constituie tapas. Tapas înseamnă asceza sau austeritatea. Și haideți să vedem, ca de obicei la început, care este definiția etimologică al acestui termen. Tapas are ca rădăcină cuvântul sanscrit tap, care în traducere înseamnă a străluci, a încălzi, a ilumina, a arde, a fi mistuit de foc, a produce energie. Tapasya produce energie. Tapasya produce putere, produce forță. Tapasya produce caracter. Dar o să vorbim despre acest lucru puțin mai târziu. Și de obicei cuvântul tapas este cumva tradus prin ascetism, austeritate sau mortificare. Dar de fapt tapas înseamnă un proces de autodisciplină,
pasiune și curaj, care este dedicat eliminării sau arderii complete a impurităților noastre lăuntrice, la nivel fizic, la nivel mental, la nivel emoțional, cu scopul de a deschide calea către realizarea sinelui. Și noi mai avem de asemenea alte definiții al conceptului de tapas pe care putem să le găsim în tradiția vedică, care spun. Deci tapas. Tapas înseamnă o disciplină. Mi-e place foarte mult anume această analiza cuvântului tapas sau noțiunii de tapas în contextul unei discipline. Pentru că o persoană nu are cum să înfăptuiască tapas. Se spune că tapasia este bogăția brahmanilor. Brahmana iti jananta brahmana. Brahmana este o persoană care are ca scop realizarea sufletului. Acesta este brahmana. Brahmana, cum îl traduce Bhaktivedanta Swami Prabhupada, spune brahmana means a broad-minded person. Deci o persoană care are o viziune foarte largă, care percepe realitatea într-un mod profund. Prin urmare, deci doar un brahmana este capabil să urmeze o disciplină. Un shudra se opune orice disciplină, pentru că unui shudra îi se pare că atunci când îi se impune o disciplină, el imediat începe o grevă sau o revoltă, că drepturile mele sunt cumva încălcate și bla bla bla, deci lucruri de acest gen. Un brahmana înțelege cum în cercurile spirituale există această afirmație, care, vă spun sincer, pe mine pe alocuri mă irita, dar până la urmă am acceptat-o. Afirmația spune work now, samadhi later. Sau tapasya now, samadhi later. Ceea ce înseamnă austeritate în prezent și samadhi puțin mai târziu. Dar la început trebuie să muncești. Da? La început trebuie să depui un efort. La început trebuie să depui o disciplină și după aia atingi samadhi. Pentru că în zilele noastre samadhi se vinde la tot felul de cursuri, deci plătiți suma cu tare, în 3 zile atingeți samadhi. Nu este așa de ușor. Work now, tapasya now, asceza acum, samadhi mai târziu. După avem încă o definiție, o asceză, deci din limba greacă, exercițiu, numită și ascetism, este un stil de viață caracterizat de abstinență de plăcerile lumești. Un ansamblu de exerciții fizice și spirituale considerate purificatoare. Și aici o să revenim puțin mai târziu, iată, dacă cei care dintre voi ați fost în India sau o să mai aveți fericită ocazie în viitor să vizitați India. Și nu vorbesc acum despre Delhi sau despre Taj Mahal sau despre alte locuri populare pentru turiști. Vorbesc acum despre India spirituală care poate fi văzută doar prin ochii unei persoane spirituale, unui ghid spiritual care îți arată India nu din punct de vedere al locațiilor populare pentru turiști, dar India spirituală adevărată. Atunci, în aceleași ramuri și în acele lăcașe, puteți să întâlniți uneori oameni care, de exemplu, țin o mână în sus. Ați încercat vreodată să țineți o mână în sus timp de 5-10 minute? Yoginii țin mâna în sus timp de 20, 30, 40, 50 de ani. Mâna aia se usucă. Deci ei țin mâna în sus timp de 40 de ani, mâna respectivă devine uscată. Sau, de exemplu, există niște asceze când yoginii își pun o bară din fier în jurul gâtului ca niciodată să nu rămână culcați. Sau cea mai frumoasă, probabil, imaginea este imaginea unui yogin care doarme pe un pat care este făcut din cuie. Asta este tapasa. Dar există diferite tipuri de tapasa și acest gen de tapasa extremă tehnic se numește ugra tapas, ceea ce înseamnă o tapasa extremă. Oamenii din vest nu sunt capabili să facă acest gen de acest gen de exerciții sau acest gen de practici care sunt extreme. Cum mai avem încă o definiție? Tapas este aspirația către cele mai înalte virtuți. Viața austeră impusă, benevol. Tapo diviam potraka einam.
Domnul Rishabhadev spune în capitolul 5 din Bhagavad Purana, spune, scopul vieții umane este de a accepta o austeritate benevolă, în care tu ți-o autoimpui într-un mod benevol. Și atunci, aceasta face, exact acest lucru face diferența dintre tine și un animal care trăiește doar din instincte și doar din pofte. Putem să spunem că animalul este complet liber. El nu este liber. Este dependent de instinctele sale, de poftele sale. O persoană are capacitatea, sau o ființă umană are capacitatea să se stăpânească. Și din stăpânirea sinelui vine libertatea adevărată. Încă o definiție este efortul unor călugări, creștini, musulmani, budiști, etc., de a atinge adevărata desăvârșire morală, având ca mijloc ajutător pocăința și mortificarea sau tapas. Sau mod de viață care exclude excesul sau compromisul. Tot o definiție foarte interesantă. Deci uneori viața materială ți impune tot felul de idei de a face compromisuri. Dar un brahmana nu face compromisuri cu decența sa, cu virtutea sa, cu jurămintele pe care le-a acceptat în serviciul maestrului său spiritual. Acesta este un brahmana, acesta este un yogi, acesta este un sadaka. Și acum Edwin Bryan scrie în comentariul său, el explică, impuritățile sau rămășițele de tamas și rajas, care iau nenumărate forme din cauza karmei, adică cleșaurile, obstacolele în calea de yoga, precum ignoranța, egoul sau atașamentul, și vasanas, adică grupări de impresii subliminale, au condus mintea către capcana obiectelor simțurilor încă dinainte ca timpul să înceapă. Anadi. Aceste obiceiuri adânc înrădăcinate nu pot fi expirate fără autodisciplină. Nu există yoga pentru cel care nu practică austeritatea, controlul de sine, și de aceea este primul lucru din lista lui Patanjali, spune Vyasa, fără nicio ezitare. Deci nu există yoga pentru cel ce nu practică tapas sau austeritatea. Însuși chiar și asanele, deci trebuie să depui un efort de autodisciplină pentru a practica practica posturilor de asana. Și este un gen de tapas la nivel corporal. Tapas presupune puțin mai mult decât o austeritate doar la nivelul corpului. Tapas sau austeritatea reprezintă o austeritate adevărată în măsura în care ea aduce puțină durere minții. Minții sau egoului. Atunci ea este tapasă. Și tu accepți acest lucru într-un mod binevol, voluntar. Atunci acest gen de tapasă îți aduce roade spirituale. Hariharananda spune în comentariul său, el zice că esența lui tapas este renunțarea la toate acțiunile senzoriale care aduc doar plăcere momentară. Și Shankara explică în comentariul său, el spune, yoga nu dă rezultate fără practica austerității. Adică pentru cineva care este prea atașat de corp, mintea a fost dependentă de obiectele simțurilor din vremurile imemoriale și este prinsă de către ele precum un pește în plasă. Această adicție primordială nu poate fi distrusă fără tapas, fără austeritate. Deci e foarte cumva regretabil faptul că unii profesori de yoga, deși ei își permit cumva să mănânce carne, să consume alcool, spunând că nu strică nimic, deci puțin alcool, hai să nu fim fanatici și așa mai departe. Dar conform definițiilor yoginilor adevărați pe care le auzim astăzi, acest gen de abordare este o abordare de amator. Nici într-un caz nu este o abordare serioasă. Și prin urmare, în Bhagavad Gita, Krishna spune Nahi ashanta se asankalpo yogi bhavati kashchana. Nimeni nu poate deveni vreodată yogin fără să renunțe la dorința satisfacerii simțurilor. Și în acest context putem să înțelegem că opusul lui tapas, ascezei, este libertinajul sau lipsa disciplinii, pofta trupească,
atașamentul raga de plăcerile vieții materiale, care devin cauza karmei și karma la rândul său devine cauza suferințelor în cadrul existenței materiale. Acum avem o afirmație foarte interesantă pe care o găsim în Narada Pancharatra, haideți să o vedem, în care înțeleptul Narada spune: în această lume există doar două tipuri de oameni fericiți, proștii și oamenii sfinți, care au atins bhakti, iubirea către persoana supremă a divinității. Și acum cel mai interesant. Deci noi suntem proști? Nu, nici într-un caz noi nu suntem proști. Noi suntem devotați? Nu, cumva aspirăm încă, nu, dar în curând, dar totuși încă nu suntem devotați. Ok, atunci ultima parte a acestui verset este pentru noi. Cei care se află între aceste două categorii trebuie să înfăptuiască asceze, tapasya. Deci pentru a nu fi un prost și pentru a atinge bhakti, pentru a deveni un sadhu, pentru a deveni o persoană realizată. Și care sunt exact practicile de tapas în prezent, la nivel practic, ca să nu vorbim doar cumva teoretic. Deci nu este vorba pentru noi de a dormi pe paturi cu cuie sau pentru a intra în Dâmbovița acum iarna, stând în apă până la gât. Deci cum fac yoginii intrând în munții Himalaya, în râul Gange, când practic e gheață lichidă, este foarte frig în munții Himalaya și atunci yoginii stau în apa fluviului Gange și meditează sau Sarasvati sau Godavari. Și prin urmare maestri spiritual, deci îi spun că la nivelul nostru tapas, încă o dată vreau să spun, sursa puterii spirituale, la nivel practic înseamnă, cum spune Ramananda Sarasvati, unul dintre comentatori, el zice, pentru ascetici, tapas înseamnă, evident, înseamnă celibatul. Deci cea mai mare austeritate pentru saniasi, pentru călugări, este celibatul sau continența sexuală completă. Adică ceea ce presupune retragerea de la viața materială. Pentru practicanții casnici, înseamnă abținerea de la sex în afara căsătoriei sau sexul dharmic, despre care am mai vorbit în trecut. De asemenea, acest lucru pentru casnici înseamnă înfăptuirea datorilor prescrise în cadrul ashramului și avarnei. Eu nu o să intru acum în subiect, este un subiect foarte vast, dar ashramurile și varna sunt descrise în Bhagavad Gita. Fiecare dintre noi se află într-un anumit ashram. Ashram înseamnă un anumit stadiu de viață socială, cum ar fi, de exemplu, primul etapă al vieții noastre, noi suntem studenți, al doilea etapă al vieții noastre, noi suntem persoane casnice, a treia etapă a vieții noastre ar trebui să fim niște persoane mai renunțate după 50 de ani și după 70 de ani noi ar trebui să renunțăm complet la viața materială dacă vrem să atingem eliberarea din ciclul de naștere și de moarte într-o singură viață. Și iată, aceste patru ashramuri tehnic se numesc Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha și Sanyasa. Și există patru varna, ceea ce înseamnă brahmana, intelectualii, kshatriya, liderii, conducătorii, vaishya, comercianții sau persoanele agrare, și Shudra, ceea ce înseamnă meserașii. Fiecare dintre noi, vrând nevrând, noi ne încadrăm în unul dintre aceste patru varna și în una dintre aceste patru ashramuri. Și în timpurile prezente există această tendință de a nu fi nici brahmachari, nici un student, de a nu fi nici casnic, de a nu fi nici saniasi, deci de a nu fi nici vanaprastha, de a nu te încadra în ele, deci cumva de a nu te, de a, cu alte cuvinte, de a evita orice responsabilitate în viață. Și atunci Bhaktivedanta Swami Prabhupada spunea că este tendința hipiotă, deci de a rămâne un hipi. Și Prabhupada singur punea o întrebare retorică și spunea: what means a hippie? Și după el, ca să nu spună cuvinte mai dure, spunea: it's a wonderful
person, but irresponsible person. Și prin urmare, Bhagavad Gita ne învață că o persoană care nu își asumă o responsabilitate în viață, adică nu este implicat în karma yoga, el nu obține gyana, el nu obține cunoașterea realizată. Fără gyana, el n-are cum să atingă bhakti. Deci este un lucru foarte profund. Noi o să discutăm acest subiect altă dată, probabil atunci când o să reluăm încă o dată studiul Bhagavad Gita și o să intrăm în aceste subiecte. Și datoriile prescrise în cadrul varnei, de asemenea. Deci dacă ești un brahmana, tu trebuie să studiezi, tu trebuie să înveți pe alții, tu trebuie să le transmiți cunoașterea spirituală. Atunci vei fi împăcat în sine. Dacă ești un kshatriya, tu trebuie să conduci, tu trebuie să ai un anumit job și să conduci. Un vaishya trebuie să faci bani. Da? Și un meseriaș, el trebuie să facă lucrurile de calitate cu mâinile sale, fiind responsabil în cadrul datorilor sale prescrise. Și noi deseori avem această tendință de a spune, wow, m-am săturat deja de jobul meu, gata, m-am săturat să fiu un soț responsabil sau o soție responsabilă sau, mai știu, un student responsabil. Da, te-ai săturat, da, este obositor, dar asta este tapasya ta. Deci asta este asceza pe care trebuie să o faci într-un mod conștient, pentru că asceza generează cunoaștere. Da? Cunoașterea spirituală te va ajuta să îți restabilești relațiile tale constituționale cu Divinitatea Supremă. Acum, la nivel universal, deci ce mai înseamnă în prezent, la nivel practic, tapasya? Înseamnă abținerea de la gratificări senzorale tamasice, cum ar fi, de exemplu, alcoolul, sau drogurile, sau mâncatul cărnii, sau jocurile de noroc, sau fumatul, mai știu eu, deci toate aceste gratificări senzoriale tamasice, care noi avem o senzație eronată că ne acordă o anumită libertate, dar de fapt ne încătușează și mai mult, aceste lucruri ne încătușează și mai mult și ne fac dependente. Da? După aia, încă un aspect practic al lui tapasya este controlul cantității, calității și regularității meselor. Deci trebuie să controlăm cantitatea mâncării pe care o mâncăm, pentru că dacă mâncăm prea multă cantitate de mâncare, ea se transformă în ama, în toxine care devin cauza bolilor noastre. Calitatea mâncării, de asemenea, mâncarea trebuie să fie sattvică, mâncarea trebuie să fie sanctificată, prasadam, și regularitatea meselor. Este primul lucru pe care probabil l-am învățat în ashram acum 30 de ani, este să mănânci la timpul cuvenit. Dimineața, la prânz și puțin seara. Ideal să nu mănânci deloc seara. Dar dimineața și la prânz, da? Și seara puțin. Noi avem tendința, oricând intrăm în magazin, să cumpărăm ceva și imediat să băgăm în gură. Deci tot timpul ronțăim ceva, tot timpul mâncăm ceva. Dar acest lucru vorbește despre o limbă care nu este stăpânită, despre o minte care nu este stăpânită. Deci există 3 ori în timpul zilei când trebuie să mâncăm într-un mod conștient, într-un mod calm, liniștit. Și asta este, de asemenea, reprezintă o tapasya absolut practică pentru noi, adică un gen de disciplină. Acum, de asemenea, calitatea a ceea ce ascultăm sau ceea ce citim sau vorbim. Noi ascultăm muzică, noi ascultăm diferite discursuri, trebuie să ne gândim muzica respectivă, discursurile respective, în ce mod se află ele, în modul ignoranței, în modul pasiunii, în modul bunătății sau în modul transcendental. Același lucru cu cărțile, deci cărțile pe care le studiam, în ce mod sunt aceste cărți, modul ignoranței, modul pasiunii, modul bunătății, deci mesajul acestor cărți, în ce mod este, pentru că cartea respectivă va, prin carte sau prin informație respectivă va fi afectată conștiința noastră sau inteligența noastră. De asemenea, cu cine vorbim, despre ce vorbim. Și o să vedem mai târziu austeritatea la nivelul cuvintelor. Este de a fi atent ce vorbim, când vorbim, în ce stare de spirit vorbim lucrurile pe care le vorbim. De asemenea, la austeritate se referă orele de somn. Când ne culcăm și când ne trezim. Și o problemă pentru practicanții începători este trezitul de dimineață reprezintă o mare problemă.
Și această problemă poate fi rezolvată prin încercarea de a te culca mai devreme. Pentru că somnul cel mai sănătos este dintre orele 9 și ora 1 de noapte. Deci aia e cel mai sănătos somn. Deci cu cât mai târziu te culci, cu atât somnul este mai slab, mai neeficient. De aceea, reducerea orelor de somn înseamnă să nu dormi 9, 10, 11 ore pe zi. Da? Să dormi acele 6, 7 ore. Femeile pot să doarmă puțin mai mult, ele au un organism care este puțin mai complicat. De aceea, Ayurveda spune că femeile pot să doarmă puțin mai mult, ele au nevoie. Acum, încă o asceză foarte practică care este descrisă de maestrii spirituali este obediența și supunerea și serviciu față de maestru spiritual. Este o tapasă, este o asceză să fii obedient, să te supui și să servești maestru spiritual. Este o asceză. Da? Este o tapasă pentru că, de fapt, eu am avut acele ocazii fericite de a servi mai mulți maestri spirituali în viața mea și vreau să vă spun, în acele 2-3 săptămâni cât călătorești alături de maestru tău spiritual, tu de fapt nu ți aparții ție, deci tu ești un dasa complet, tu ești un servitor complet care orice clipă, orice secundă este rogat să facă un anumit serviciu și atunci tu trebuie prioritate să acorzi necesităților maestrului tău spiritual și nici într-un caz necesităților tale personale. Acum, încă un aspect practic a ceea ce reprezintă tapasya pentru noi la nivel practic este tăcerea. Tăcerea, deci abilitatea de a tăcea puțin, de a contempla puțin. Noi avem tendința de a vorbi în continuu. De asemenea, aici se referă vorbirea adevărului, de a spune adevărul, tot este o asceză. Mai departe avem sobrietatea, îndeplinirea îndatoririlor sau responsabilitatea. Deci, cu alte cuvinte, tu ți-ai asumat o responsabilitate. Cum am mai dat acest exemplu în cadrul lecțiilor noastre de la Centrul de Studii Vedice. De exemplu, avem colegi de la Centrul de Studii Vedice care își asumă o anumită responsabilitate. Aia înseamnă că tu, dacă ți-ai asumat responsabilitatea respectivă, tu nu vii cu scuze. Deci că, scuze, am uitat, scuze, mi-a ieșit din minte. Deci cumva nu. Deci aia, dacă este responsabilitatea ta pe care tu ți-ai asumat-o, trebuie să fii decent și să-ți urmezi responsabilitățile tale fără a fi amintit, fără a fi cumva controlat de cineva. Deci nu, este serviciul pe care tu îl faci din toată inima, prin urmare trebuie să fii responsabil. Tot este o asceză. Responsabilitatea este o asceză. Cum este o diferență fină dintre a fi responsabil și a fi atașat de roadele muncii tale, dar e o altă discuție în sine. Mai departe avem toleranța extremelor în calea avansului spiritual. Astăzi este prea cald, mâine este prea rece, astăzi mă simt fericit, mâine mă simt în anxietate, astăzi lucrurile merg bine, poi mâine lucrurile merg rău, deci lumea materială e lumea dualității. Prin urmare, indiferent de cum și ce simțim în prezent, trebuie să tolerăm aceste extreme și să ne continuăm practica noastră de sadhana. Deci aia tot reprezintă o asceză și Bhaktivedanta Swami Prabhupada de acest faimos exemplu în comentariul său de la Bhagavad Gita la versetul Matras Pashastu Kaunti Ashishtoshna Sukha Dukha Da Gampa Maina Nitya Stam Stitiksha Svabharata. O persoană trebuie să se rămână tolerantă indiferent de lucrurile care se întâmplă în jur, față de dualitatea existenței materiale care se schimbă precum iarna și vară. Și el scrie, o femeie care este responsabilă și care își iubește membrii familiei sale, ea gătește în toiul verii, când este extrem de cald, ea gătește pentru familia sa. Da? Deci ea tolerează extremele și îndeplinește datoriile sale prescrise. Și Prabhupada spune, este o asceză, este o tapasă, dar ea o face
pentru care această iubire față de membrii familiei sale. Și încă un lucru foarte important, ce reprezintă tapasia la nivel practic pentru noi în timpurile moderne, este atitudinea umilă și cooperarea cu membrii Sangha. Și aici aș vrea să vă citesc un citat foarte frumos de la Radha Swami, care spune: care este cea mai mare asceză tapas? El pune o întrebare retorică și singur răspunde: cooperarea. Pentru oamenii moderni din Kali Yuga, care sunt setați pe propriile lor proiecte, propriile lor proiecte individuale, care deseori devin doar niște extensii ale falsului ego, cooperarea cu membrii Sangha este o austeritate severă. Este mult mai ușor să mergi în munții Himalaya, să trăiești cu șerpi și scorpioni și să supraviețuiești fără hrană, decât să cooperezi cu alții. Știu din propria experiență, am trăit în Himalaya cu șerpi și scorpioni în junglă. Era o experiență atât de grozavă, zice Maharaj. Apoi, când m-am mutat în ashram, el s-a mutat în ashramul din New Virginia, din Statele Unite, din New Vrindavan. Și îl povestea că oamenii ei de acolo erau super ciudați. Era mult mai ușor să coopereze cu șerpi și cu scorpionii decât cu membrii ashramului. Da, știu cum povestea aceste lucruri. Și zice, trăiam în junglă și era o experiență absolut cumva grozavă. Dar apoi când m-am mutat în ashram, a trebuit să cooperez cu ceilalți, cum spunea Radha Swami, despre Chandramauli Maharaj, care a devenit cel mai bun prieten al lui. Eu ziceam, viața noastră karmică, dacă ne-am fi întâlnit, cu siguranță ne-am fi bătut. Pentru că eram complet extreme opuse. Deci complet opuse. Deci eu nu-l toleram când îl vedeam într-o rază de 10-15 metri. Deci ieșeam din sărite. Și el simțea același lucru. Dar totuși, președintele congregației de acolo, centrul de acolo, ne-au pus să servim împreună la bucătărie. Și ei 4 ani împreună au servit la aceeași bucătărie, au trecut prin toate, ca după aia să devină cei mai buni prieteni în viața lor spirituală. Deci deseori călătoresc în India împreună și așa mai departe. Și de-aia el zice, apoi când m-am mutat în ashram, a trebuit să cooperez cu ceilalți și mi-am dat seama că de fapt este o adevărată austeritate. Dar această austeritate aduce cea mai mare bucurie lui Guru și lui Krishna. Alte austerități fac parte pur și simplu dintr-un proces cât de cât mecanic, pe când cooperarea cu alți sadhu, cu alți membri al Sangha, este o alegere pe care o facem conștientă, pentru că înțelegem că fără sprijinul acestor sadhu, care da, apropo, ei sunt ghimpoi și au limbi mari, ascuțite și așa mai departe. Este dureros pentru ego deseori. Și este mult mai ușor să ai proiectul tău individual, dar vei rămâne cu ego-ul tău individual. Da? Pe când cooperarea te ajută să vezi lucrurile mai, într-un mod mai larg, cooperarea te ajută să dezvolți calități, cum ar fi smerenia, cum ar fi toleranța, cum ar fi hotărârea și abilitatea de a comunica, care este o calitate absolut importantă pentru avansul spiritual. Bun. Acum, care sunt beneficiile care sunt beneficiile tapas care sunt descrise în scripturi? Haideți să vedem următorul slide. Vedele spun, la fel cum vasele de lut au nevoie să fie trecute prin foc pentru a deveni rezistente, yoginul își călește caracterul la focul tapasului său, al disciplinei pe care și-o asumă. Tapas invocă o mare forță interioară și o creștere considerabilă a voinței. Deci asta este un beneficiu foarte, foarte tangibil. Cei care au probleme cu voința, cu caracterul său, urmarea disciplinei de tapas, îmbăierea în fiecare dimineață, cântarea celor 16 runde de japa meditație în fiecare dimineață,
cooperarea cu membrii de Sangha într-un mod conștient, într-un mod umil, toate aceste lucruri ne formează caracterul nostru. Tapas include câștigarea unei desăvârșite tării de caracter. Conduce de asemenea la obținerea puterilor paranormale. În capitolul 4 din Yoga Sutra, Patanjali o să vorbească mai multe despre aceste side, de aceea nu o să ne oprim acum. Tapas conduce la obținerea, Patanjali în Yoga Sutra 43 în capitolul 2 spune: prin tapas este obținută disoluția impurităților și astfel perfecțiunea corpului și a simțurilor. Deci toate acele kleșa sau anartha, impurități din inima noastră, cum ar fi, de exemplu, raga și dveșa, atașamentul și ura sau invidia sau, de exemplu, lăcomia, toate aceste impurități de asemenea sunt distruse prin tapas. Dacă vreți să obțineți o putere necesară pentru a stăpâni mintea, pentru a fi capabil să gestionați pornirile mândriei, pornirile aroganței, pornirile mâniei și lăcomiei, una din cele mai recomandate tapase în tradiția Vaishnava este posturile de Ekadashi, care nu presupune doar abținerea de la grâne și boabe, dar postul negru în zilele de Ekadashi. Îți oferă o putere foarte mare, care după aia o să te ajute să-ți stăpânești mintea și aceste porniri. De asemenea, comentatorii spun că tapas înlatură întunericul ignoranței sau avidia, care este rădăcina karmei. Tapas arde reacțiile karmice din viețile anterioare care împiedică avansul spiritual. Și acum cel mai important. Avem un verset foarte frumos din Shvetashvatara Upanishad, care oferă încă un beneficiu foarte frumos al practicii de tapas. Acest verset spune: Tireshu tailam dadina vasar pir apashotas arinishu kaknihi. La fel cum uleiul ascuns în semințele de suzan este extras prin presiune, cum untul ascuns în iaurt este extras prin batere, cum apele subterane sunt extrase prin săparea unei fântâni și cum focul din lemnul arani este extras prin frecare, la fel și persoana supremă divină situată în inimile tuturor entităților vii este extrasă printr-o practică spirituală viguroasă cunoscută ca tapasya. Este foarte frumos. Deci, prin tapasya, noi ajungem la comuniunea cu persoana supremă și avem aici mai multe metafore care explică acest moment. În tradiția vedică, tapasul este împărțit în patru grupuri. Haideți să le discutăm acum repede. Avem tapas la nivelul trupului, care tehnic se numește kayika tapas. Și Bhagavad Gita afirmă în această referință: asceza trupului sau asceza corpului constă din venerarea Domnului Suprem, din venerarea brahmanilor, din venerarea maestrului spiritual și a superiorilor, cum ar fi tatăl și mama, precum și din curățenie, simplitate, celibat și non-violență. Deci asta înseamnă tapasya la nivelul trupului sau kayika. Și acest gen de tapasya de asemenea include în sine realizarea zilnică anumitor posturi trupești, asana. Deci asana tot se încadrează aici la kayika. Sau exercițiile de respirație pranayama, de asemenea se încadrează aici la kayika. Postul sau repausul alimentar, tot aici se încadrează. Renunțarea completă la mâncatul produselor violenței, cum ar fi carnea, ouăle și peștele, tot aici se încadrează. După aia, renunțarea la, cum e dat o definiție aici, ceva disarmonios sau perturbător, adică fumatul, drogurile, tot aici se încadrează. Și renunțarea la obiceiurile nefaste și la caritățile vicioase. Deci tot se încadrează aici. Acum,
Încă un tip de asceză este asceza vorbirii, care tehnic se numește vacica. Și Bhagavad Gita afirmă, capitolul 17, șloca 15, spune: asceza vorbirii constă în rostirea cuvintelor adevărate, plăcute, benefice și care nu-i tulbură pe ceilalți, și în recitarea cu regularitate a scrierilor vedice. Deci trebuie să spunem adevărul cu siguranță, dar spune acest adevăr într-un mod în care el va fi digerat. Adică cuvintele trebuie să fie nu doar adevărate, dar și plăcute și benefice și care nu-i tulbură pe ceilalți. Și de asemenea, svadhyaya, ceea ce înseamnă recitarea cu regularitate a scrierilor vedice. Aici, de asemenea, la nivel de asceză vorbirii, este inclusă mauna, ceea ce înseamnă tăcerea divină. Ceea ce include în sine a nu vorbi o perioadă de câteva ore sau de câteva zile, de exemplu, sau săptămâni sau luni, sau un yogin în munții Himalaya acceptă mauna pentru o viață întreagă. Ei tot comunică, dar au o tablă și o cretă și îi scriu pe tabla respectivă, deci scriu mesaje dacă au nevoie de ceva, atât. În același timp, Bhaktivedanta Swami explică în comentariul său, dacă nu mă înșel tot la acest verset, el spune: a nu vorbi pe o perioadă de câteva ore sau mai multe, o formă de tapas al vorbirii. Cu toate acestea, nu înseamnă tăcere autoimpusă, adică procesul extern de mauna, precum cred filozofii Mayavadi. Tăcerea ar putea să pară folositoare o vreme, dar în final se dovedește a fi un eșec. Prin urmare, limba poate astfel să glorifice numele, forma, calitățile și petrecerile divinității. Deci asta este asceza finală a vorbirii, când noi vorbim doar despre subiecte spirituale și în special despre Ishvara, despre Divinitatea Supremă. Al treilea gen de asceză este manasica, ceea ce înseamnă asceza minții. Și Bhagavad Gita, de asemenea, capitolul 17, versetul 16, afirmă: mana prasada samyutvam, iar satisfacția, simplitatea, gravitatea, stăpânirea de sine și purificarea propriei existențe reprezintă austeritatea minții. Deci un lucru interesant. Austeritatea minții este de a rămâne satisfăcut, mana prasada, da? Samyutvam, de a rămâne întotdeauna simplu. Și comentatorii explică că la asceza minții, de asemenea, putem adăuga exercițiile de concentrare mentală, dhyana sau meditația. Aici, de asemenea, este inclusă rugăciunea regulată, care, de asemenea, se încadrează în tapas al minții, între asceza minții. Nu este ușor să te rogi, deci dacă ați încercat să practicați rugăciunea, știți cu toții, nu este ușor. Pentru că mintea noastră se revoltă, ego-ul nostru se revoltă, deci este înjositor să te rogi cuiva, să te adresezi cuiva, pe alocuri este plictisitor, dar cum se spune, rugăciunea este mama tuturor virtuților. Și prin urmare, atâta timp cât tu îți menții mintea în stare de spirit a unei rugăciuni, atâta timp tu ești protejat de toate viciile. Bun. De asemenea, aici la, da, un moment important, la asceza minții, manasica, este inclusă și respingerea gândurilor sau atitudinilor mentale negative. Pentru că noi avem deseori tendința de a fi negativ, de a fi pesimist. Am mai abordat acest subiect la lecțiile noastre. Dar o respingere conștientă al acestor stări mentale negativiste tot este o asceză, dar ea ne oferă foarte multe beneficii în avansul nostru spiritual. Și în sfârșit mai avem încă un gen de asceză, care este asceza spirituală la nivelul sufletului, atma. Ea în Bhagavad Purana este numită Tapo Divyam. Eu am uitat să includ acest lucru în slide-urile noastre. Deci ceea ce înseamnă Divya Tapa, adică asceza divină sau asceza la nivelul sufletului.
Și această asceză la nivelul sufletului, în primul rând, include în tradiția Bhakti Yoga. Ea include un efort conștient de autodisciplină în vederea stăpânirii complete a minții și a trupului. Și acest lucru este explicat în Upadishamrita, în versetul 1, în care Rupa Goswami spune Vacha vegam manasakroda vegam jikva vega udara upasta vegam etan vegam evishaheta dhira sarvam apimam iopritivim sashishiat. O persoană cumpătată care își poate stăpâni impulsul de a vorbi, pornirile minții, furia și dorințele limbii, burții și a organelor genitale, este îndreptățită să-și facă discipol în întreaga lume. Deci, la nivelul de divya tapa, acesta este primul lucru, stăpânirea acestor porniri, adică urmarea celor patru principii regulatoare, de asemenea, care acoperă toate aceste lucruri care au fost descrise în acest verset. Și apropo, cine ține minte care sunt acele patru principii regulatoare, care de asemenea reprezintă esența acestor do's and don'ts descrise în termeni de yama și de niyama. Și haideți să ne aducem aminte care sunt acele patru principii regulatoare. Eu nu spune unul, spune doar unul, cel mai îndrăgit. Cum? Pot să dau un zi? Nu te aud, din păcate. Un pic. Spune mai tare puțin. Pot să dau un hint? Da, pot să dai un hint, hai spune. Imaginea din stânga. Corect. Fără intoxicanți. Da. De fapt, fără să mâncăm, ajunge, fără intoxicanți. Da, fără intoxicanți. Oricum, i-am uitat că am poza aia pe slide, aia nu mai Bine, deci patru nouri, da? Fără intoxicanți, no gambling, ceea ce înseamnă fără jocuri de noroc, fără mâncat de carne, ceea ce înseamnă implică mâncatul cărnii, ouăle, peștele, păsările, orice mâncare care este legată de violență și sexul ilicit sau sexul în afara căsătoriei. Deci aceste patru lucruri în tradiția Bhakti, ele reprezintă cumva esența acestor regulamente de yama și niyama. Și, apropo, ele sunt patru juramente pe care și le asumă un sadaka în timpul inițierii față de maestrul său spiritual și față de sangha, de asemenea. Bun. Încă un aspect care este inclus aici în tapa sau asceza spirituală la nivelul sufletului este un lucru puțin mai exterior, tehnic se numește chakrankana, adică stampilarea corpului sau marcarea trupului cu simboluri transcendentale. Și eu am mai povestit acest lucru în timpul discursurilor noastre, dar în tradițiile Vaishnava, mai ales în Sri Sampradaya, care a fost întemeiată de marele maestru Ramanuja Acharya din India de Sud, tapas sau asceza este îndeplinită prin ștampilarea corpului. Deci când sunt folosite niște ștanțe încinse în foc și maestrul spiritual ștampilează umirii discipolului său cu niște simboluri transcendentale, simboluri lui Sudarshana, care reprezintă arma Domnului Vishnu sau timpul etern, și Skoika, care reprezintă personificarea tuturor mantrelor vedice. Și știți cum se dă exemplu, ei dau acest exemplu, cum animalele de casă, când sunt șirezi mari, ele sunt tot așa ștampilate cu niște stanțe încinse de foc și atunci ele nu se pierd. Lucru care înseamnă că animalul respectiv are un stăpân. Și iată, în mod similar, în această tradiție disciplică, în momentul în care maestrul spiritual cumva marchează corpul discipolului său cu această ștanță încinsă, acesta înseamnă că discipul acceptă ghidarea și supunerea față de maestrul său spiritual și el renunță la falsul ego și el se abandonează complet în serviciul gurului său. Dar în tradiția Gaudiya Vaishnava, noi nu facem acest lucru cu ștanțe încinse în foc, noi facem acest lucru cu tilak. Da? Tilak înseamnă argilă sacră din râul Gange sau din râul Yamuna, din poza
poză din centru, vedem o poză în care un discipol acceptă a doua inițiere de la maestrul său spiritual, inițierea braminică, când îi se oferă mantra sacră, Gayatri Mantra, și pe umerii discipolului vedem aceste semne de tilaka sau marcarea trupului cu simboluri transcendentale. Acum, tapa spirituală de asemenea include încă un lucru care înseamnă ispășirea sau pocăința. Noi vorbim acum ultimele două săptămâni la programele noastre de satsanga duminicale. Noi vorbim despre praiaștita, ceea ce înseamnă procesul de ispășire sau pocăință, care include remușcările pentru toate prostiile pe care le-am făcut în timpul vieții noastre, sau un gen de căință, regret, părere de rău pentru prostiile pe care le-am făcut. Și această stare de spirit este esențială pentru a avansa în viața spirituală și mult decât atâta, maeștrii spirituali spun că fără acest gen de tapa, deci nu uităm, tapa se traduce ca foc, fără acest foc interior de remușcare, de căință, de regret pentru toate prostiile și activitățile vicioase pe care le-am făcut înainte de inițiere, inițierea rămâne o formalitate. Deci dacă noi gândim, everything is fine, totul este bine, și acum o să mai am încă un hobby în viața mea și o să mai primești și o inițiere și totul va fi bine, atunci inițierea rămâne, tehnic se numește, Diksha Abhas, adică o imitație. Și avem un citat frumos de la Bhaktivinoda Thakur, un mare maestru spiritual, care exact explică acest moment în contextul ascezii la nivelul sufletului. Și el spune, deci, dacă tapa sau asceza este doar fizică, sub formă de marcare al corpului cu aceste simboluri transcendentale, în India puteți să vedeți peste tot, deci tot felul de simboluri sacre, Tripundra, Urdhva Pundra, Bindi, tot felul de simboluri care reprezintă apartenența la o succesiune disciplică sau reprezintă că discipolul este inițiat de un maestru spiritual. Și Bhaktivinoda Thakur spune, deci dacă tapa rămâne doar la nivel fizic, deci doar sub formă de marcare, fără regretul pentru violența, viciile și activitățile păcătoase din viața trecută, atunci inițierea devine ipocrită. Maestrul spiritual ar trebui să studieze discipolul timp de un an și să observe procesul de pocăință. În timpurile noastre, când, sau dacă vorbim, de exemplu, despre centru de studii vedice sau succesiunea Gaudiya Vaishnava sau ISKCON, când nu avem foarte mulți maestri spirituali și au o grămadă de discipoli, fiecare dintre ei, atunci acest lucru este delegat cumva discipolilor seniori, care ei observă procesul de pocăință. Deci ei studiază elevul în numele maestrului spiritual. Și am avut de multe ori, am avut această experiență, când primul lucru pe care îl face un maestru spiritual care vizitează centrul din orașul respectiv, el întreabă ce mai face discipolul cu tare, ce mai face discipola cu tare și cu tare și cu tare, da? Deci cum avansează ei, ce ai observat, care sunt tendințele lor, deci cum pot să-i ajut și așa mai departe. Deci el spune, maestru spiritual ar trebui, sau direct sau prin reprezentanții săi, el ar trebui să studieze elevul timp de un an și minim de un an. Se spune că pentru brahman este un an, pentru kshatriya este 4 ani, pentru vaishya este 8 și pentru shudra este 10-15 ani. Deci el trebuie, oricum, ideea este că discipolii, înainte de a le acorda inițiere, trebuie să fie testați, ei trebuie să fie studiați. Și aceasta este etapa, aceasta este exact perioada în care discipolul trebuie să simtă acest regret pentru activitățile sale trecute vicioase, el trebuie sau ea trebuie să renunțe la falsul său ego, la toate tendințele sale rebelioase, vicioase. Și Bhaktivinoda Thakur spune, aceasta este prima samskara al sufletului credincios, prima samskara spirituală, prima amprentă spirituală care rămâne în corpul nostru subtil. Fără etapa sau pocăință interioară, discipolul nu poate trăi ca un
Vaishnava, sadaka, adică ca un practicant spiritual adevărat. Fără tapa, întregul proces spiritual devine inutil. Fără tapa, inima rămâne impură. Prin urmare, prieteni buni, căutați fără încetare această pocăință interioară. Da, un lucru foarte, foarte interesant pe care îl descrie Bhaktivinoda. Încă un aspect al lui tapa la nivelul sufletului sau divya tapa, asceză divină, este urmarea instrucțiunilor maestrului spiritual. Bhaktivedanta Swami Prabhupada scrie în comentariul său de la Srimad Bhagavatam, cantul 2, capitolul 9, versetul 24, el spune: executând asceza, o persoană trebuie să fie hotărâtă să se întoarcă acasă, înapoi la divinitate, adică să rupă ciclul acesta vicios al reîncarnării și se întoarcă în lumea spirituală, în Vaikuntha. Și el trebuie să fie determinat să tolereze tot felul de dificultăți care vor apărea inevitabil în calea sa. Chiar și pentru prosperitatea materială, nume sau faimă, cineva trebuie să îndure tot felul de penitențe. Altfel, nimeni nu poate deveni o persoană importantă în această lume materială. Atunci, de ce nu ar trebui să existe asceze în desăvârșirea practicii spirituale? Și acum vă rog să fiți atenți, pentru că asta este esența atât acestui comentariu, cât și esența tapas la nivelul sufletului. Ascultați cu atenție, pentru că dacă nu veți înțelege acest lucru, niciodată nu o să deveniți discipoli adevărați. O să rămâneți doar persoane credincioase. Prabhupada spune: o viață nepăsătoare și atingerea perfecțiunii în realizarea transcendentală nu pot merge împreună. Deci, cu alte cuvinte, an easy going life, cu plăceri, cu bucurii, cu tot fel de gratificări, și perfecțiunea realizării spirituale nu pot merge împreună, nu sunt compatibile. O viață lipsită de asceză și o practică spirituală nu sunt compatibile. Deci dacă vrei să avansezi spiritual, acest lucru presupune tapas, presupune o asceză. Și acum Prabhupada spune mai departe în comentariul său, el zice: Domnul este mai inteligent decât orice entitate vie, prin urmare, el vrea să vadă cât de hotărât este devotatul în avansul său spiritual. Instrucțiunile Domnului sunt transmise direct sau prin intermediul unui maestru spiritual de bună credință, iar executarea acestor instrucțiuni, oricât de dificile ar fi ele, reprezintă o asceză. Oricine respectă rigid acest principiu, cu siguranță va reuși să obțină grația Divinității Supreme. Este unul dintre cele mai preferate ale mele comentarii din Bhagavatam al lui Prabhupada. Deci un comentariu foarte consistent, comentariu care este limpede, cumva îți explică ce înseamnă viață de discipol, ce înseamnă viață de sadaka, de practicant spiritual, și îți explică: asta e alb, asta e negru, asta e direcția în care trebuie să mergi ca discipol. Și acum, dacă vă aduceți aminte, Prabhupada spune: o viață nepăsătoare și atingerea perfecțiunii în realizarea transcendentă nu pot merge împreună. O viață nepăsătoare înseamnă o viață fără responsabilitate. Deci o viață care este trăită în zona ta de confort. Viața de discipol înseamnă a-ți depăși conștient zona ta de confort în numele serviciului maestrului tău spiritual, în numele serviciului față de sangha și în numele avansului tău propriu spiritual. Dar de asemenea, ieșirea din zona de confort pentru beneficiul altor entități vii. Prin urmare, cea mai elevată formă de tapasya la nivelul sufletului în tradiția Bhakti este descrisă în următorul verset din Canto 8 din Bhagavad Purana. Tapyanta loka tapena sadava praisojana paramaradanam tadi purushasya kilatmana. Marile personalități întotdeauna acceptă o suferință voluntară pentru beneficiul altora.
Această asceză este considerată a fi cea mai mare metodă de adorare a Supremei Personalități a Divinității, care este prezent în inimile tuturor entităților vii. Deci, acest verset presupune, încă o dată repet, decizia conștientă de ieșire în afara zonei noastre de confort pentru beneficiul sufletelor condiționate. Și în acest sens, pentru mine, de exemplu, exemplul meu personal a unei persoane care a acceptat o suferință voluntară pentru beneficiul altora. Deci dacă Bhaktivedanta Swami n-ar fi acceptat această suferință voluntară pentru beneficiul altora, probabil noi nu ne-am fi astăzi întâlnit, noi n-am fi discutat tapas și n-am fi discutat secretele scripturilor vedice, noi am fi trăit o viață karmică plină de vicii și am fi complet prinși și acoperiți de valurile existenței materiale. Dar anume datorită faptului că Bhaktivedanta Swami, la 70 de ani, oamenii în India de obicei la 70 de ani se duc în locuri de pelerinaj, cum ar fi Vrindavan. Vrindavan este un loc de pelerinaj care este considerat unul dintre cele mai sfinte locuri din India, pentru că este locul în care a apărut Krishna, Ishvara, acum 5.000 de ani. Și oamenii la 70 de ani de obicei se duc în Vrindavana pentru a-și părăsi corpul acolo, pentru că Puranele afirmă foarte limpede că orice persoană care își părăsește corpul în Vrindavana obține eliberare. Pe când Bhaktivedanta Swami la 70 de ani, el pleacă din Vrindavana ca să ajungă în vest, după 4 luni de călătorie într-o corabie, care s-a numit Jaladuta, care și-a trăit primii ani într-o sărăcie totală, tolerând tot felul de bagiocoriri din fața americanilor, care a depus foarte multă energie pentru a transforma, și la propadă într-un mod foarte gentil spunea, pentru a transforma oameni fourth class people into first class people. Adică oameni cu calități, hipioți, drogați și așa mai departe, de a-i transforma în discipoli adevărați, în brahmani adevărați, pentru a-i aduce în final la perfecțiunea spirituală. Deci asta este oferirea sau răspândirea cunoașterii spirituale. Este cea mai mare tapasă, dar pentru asta tu trebuie să fii gata să ieși într-un mod conștient în afara zonei noastre de confort și pentru a accepta o suferință voluntară, pentru a oferi cunoaștere spirituală altor entități vii. Și versetul este foarte frumos pentru că se spune paramaradhanam tadhi. Cuvântul aradhana înseamnă venerare. Paramaradhana înseamnă cea mai superioară metodă de venerare a lui Ishvara, care cu siguranță îi aduce lui o plăcere, o bucurie, care cu siguranță atrage atenția divinității asupra noastră. Este situația în care noi, într-un mod voluntar, ieșim din zona noastră de confort, acceptăm suferințe voluntare pentru a distribui cunoașterea spirituală. Asta este tapente loca tapena, cea mai mare tapasia. Și la nivelul nostru, deci tapasia, chiar dacă noi încă nu suntem capabili să ajungem la acest nivel care este descris în acest verset din Canto 8, din Shrimad Bhagavatam, noi totuși trebuie să încercăm cu ceva, să facem ceva la nivelul nostru acum în prezent și în ajutor nouă ne vine faimosul verset din Bhagavad Gita, în care Krishna spune Yat kara și yad ashnasi, yad juhosi dadasi yat, yat tapasi kaunti yat, tat kurushva mad arpanam. Orice faci, orice mănânci, orice oferi sau dăruiești și orice asceză, tapasia, săvârșești, acestea fă-le ca ofrande pentru mine. Și în acest mod, treptat, prin aceste activități care sunt dedicate persoanei supreme lui Ishvara, noi vom primi toate beneficiile de tapas care erau primite în epocile trecute, atunci când yoginii plecau în munții Himalaya, meditând timp de zeci și zeci de ani, fiind supuși extremelor
naturii și făcând tot felul de austerități foarte dure și severe, care pentru noi, corpurile noastre, n-ar fi rezistat nici măcar o lună în munții Himalaya. Corpurile noastre sunt tamasice și răzacice, ele nu sunt concepute pentru asceză. De aceea Krishna ne oferă această alternativă. Deci orice faci, orice mănânci, orice oferi sau dăruiești și orice asceză săvârșești, fără acestea pentru mine și atunci tu vei obține roadele lor și vei avansa spiritual. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vreau să vă întreb, dacă aveți vreo întrebare despre lucrurile pe care le-am discutat, pentru că dacă nu veți avea nicio întrebare, eu aș mai avea o povestire pe care aș putea să vă povestesc, dar ea va dura ceva timp, de-aia am vrut la început să văd dacă aveți ceva, vreți să clarificăm niște lucruri pe care le-am discutat astăzi în contextul discuției despre tapas. Radha Govinda, eu aș avea o întrebare, dar aș vrea să ascult și povestea. Putem să le avem pe amândouă? Că dacă nu, renunț la întrebare. No, bine, deci voi o să mai fiți capabil să tolerați 15-20 de minute, deci e ok, nu e overdose pentru voi. Bine. Bun. E și asta o tapasie, deci e bine, plăcută. Da, e o tapasie. Bine, mulțumesc. Bun, haideți să ascultăm atunci această narațiune. Este narațiune despre marele înțelept Vishvamitra, care, apropo, a devenit maestru spiritual al domnului Ramachandra. Dar cum vorbeam recent cu Luiza, every saint have a past and every sinner have a future. Iată, de fiecare dată când spun aceste cuvinte, eu mi-aduc aminte cumva de Vishvamitra Muni, de acest mare înțelept vedic, pentru că el cu siguranță este a saint, un sfânt care have a past, care are un trecut. Da? Un trecut foarte, foarte agitat, aș spune așa. Și every sinner have a future. Deci Vishvamitra a avut un viitor, deși a început cariera sa spirituală cu niște lucruri care erau, din punct de vedere spiritual, foarte, foarte dubioase. Și haideți să auzim povestirea despre el. Deci Vishvamitra este unul dintre cei mai cunoscuți și mari înțelepți care apar atât în Mahabharata și de asemenea este descris în Ramayana. El nu a fost un brahmana din naștere, adică el n-a fost un intelectual, el a fost un războinic de la naștere, el a fost un rege, de fapt, un kshatriya. Și înainte de a fi inițiat în viața de ascet, numele lui era Kaushika. Există, apropo, Kaushika Upanishad, în care apare el. Și atotdată Kaushika a pornit într-un tur în regatul său pentru a asculta diferite plângeri ale supușilor săi, ale cetățenilor și pentru a încerca cumva să remedieze tot felul de probleme. Deci regii în timpurile vedice nu rămâneau închiși în palate, da, sau în parlamente. Ei interacționau cu cetățenii săi. Și atât într-o zi, Vishvamitra, adică Kaushika, regele Kaushika, el ajunge la schitul marelui înțelept pe nume Vasishta. Și Vasishta l-a onorat pe regele Kaushika, deci el i-a oferit diferite daruri, i-a oferit mâncăruri, i-a oferit o recepție foarte, foarte sufletească, să spunem așa, și în final Kaushika devine foarte impresionat de atmosfera liniștită și de pace care înconjurau ashramul lui Vasishta. Și narațiunea spune că aerul era umplut cu aroma fumului de la ritualurile vedice, înțelepții încantau neîntrerupt numeroase mantre și imnuri. Și Kaushika a fost primit de Vasishta și de toți, adică de Vasishta și de discipolii săi, și Kaushika s-a simțit foarte, foarte fericit împreună cu toți soldații din armata sa cu care el călătorea. Și la un moment dat el a devenit cumva uimit văzând că deși Vasishta trăiește într-un loc retras, într-un așa retras și îndepărtat
Vasiștha a fost capabil să organizeze o sărbătoare întreagă, foarte magnifică, pentru toată armata regelui Kaushika. Și el și-a exprimat cumva, i-a spus că, o, Vasiștha, deci uite, tu deși ești un brahmana, ești un înțelept, un yogi, totuși ai fost capabil să furnizezi mâncare pentru o armată întreagă. Deci spune-mi, te rog, cum s-a întâmplat acest lucru. Și Vasiștha atunci, într-un mod așa cazual, el răspunde, o rege, acest festin la care tu ai luat parte cu servitorii tăi a fost asigurat de vițica mea, Nandi, care mi-a fost oferită în dar de către Indra. Acum, Nandi nu era doar o vițică simplă. Nandi era Kamadenu. Kamadenu înseamnă un gen de, un soi de vacă celestă specială, care Kamadenu era capabilă să-ți înfăptuiască orice dorință de care, pe care ți-o exprimi. Se spune în scripturile vedice că în planetele cerești, fiecare copac este un kalpavriksha, ceea ce înseamnă un copac al dorințelor. Deci îți exprimi orice dorință și copacul îți furnizează. Și același lucru se întâmplă și cu acest gen de soi de vaci celeste care se numesc Kamadenu. El furnizează orice dorință. Și prin urmare, deci Vasiștha spune, eu am un Kamadenu, am această vițică, vacă, pe nume Nandi și ea mi-a furnizat tot de ce am avut nevoie ca să vă bucur pe voi. Și atunci, uimit, regele Kaushika a început să gândească. Păi regele are, cum se spune, regii au un gen de gândire. Și el s-a gândit, păi eu dacă sunt regele acestui stat, în mod automat, această vacă Kamadena îmi aparține mie, pentru că eu sunt regele, eu trebuie să mă bucur de tot. Și atunci Kaushika a început să gândească cum ar putea el să stăpânească această vacă, pentru că cu siguranță această vacă Kamadenu, vacă mistică, l-ar ajuta să asigure mâncare pentru o armată mare, deci atunci când el va avea campanii și așa mai departe. Și atunci el, de prima dată, într-un mod cumva civilizat, și-a exprimat dorința lui Vasiștha de a obține această vacă pentru sine. Vasiștha, la rândul său, a fost foarte politicos, dar l-a refuzat într-un mod hotărât și a spus că îmi pare rău, dar nu pot să-ți ofer această vacă pentru că ea este ca fiica mea. Deci am un sentiment foarte special față de ea. Prin urmare, îmi pare rău, dar eu nu pot să-ți o dau. Da? Și atunci regele Kaushika a devenit foarte mânios și a adresat înțeleptului Vasiștha niște jigniri și niște cuvinte foarte dure. Și pe lângă asta, el a ordonat soldaților săi să prindă vaca și să o conducă în regatul său. Tot ce a făcut Vasiștha a fost să-și ridice toiagul său mistic. Vasiștha a încantat o mantră și atunci toată întreaga armată, toți fiii lui Kaushika au fost transformați în piatră. De ce? Pentru că Vasiștha era un brahmana care a înfăptuit zeci și zeci și zeci de ani de tapase, de asceze. Prin aceste asceze, tapo divin, asceze divine, el a acumulat o putere mistică imensă. Și se spune că chiar și sute de fii al lui Kaushika au fost uciși prin incantarea de mantră care a fost spusă de Vasiștha. Și Kaushika după aia a fost prins de servitorii lui Vasiștha, a fost adus în fața înțeleptului Vasiștha. Și Vasiștha, având o inimă foarte blândă, el cumva l-a grațiat pe rege și l-a trimis înapoi cu vorbe pline de învățătură. A spus, calmează-te, a fost ce a fost, tu m-ai atacat, eu te-am respins, acum du-te înapoi în regatul tău. Dar bineînțeles că Kaushika a fost foarte ofensat, supărat de această situație și el a realizat că puterea brahmanilor, care tehnic se numește Brahma Tejas, care este obținută prin tapasya, prin asceză, este cu mult mai măreață decât puterea grosieră al regilor sau puterea fizică al războinicilor. Și avem un verset frumos, o să vă arăt acum un slide cu acest verset. Este un verset
din Bhagavad Purana. Și apropo, aici am scăpat un slide, este exact momentul în care Kaushika îi se adresează lui Vasishta, da? Pentru a primi această vacă, Kamadhenu. Și aveam un verset în care Domnul Krishna spune în Bhagavad Purana, el zice: eu creez acest univers printr-o astfel de asceză tapasya, îl mențin prin aceeași energie și îl retrag prin aceeași energie asceze. Prin urmare, puterea spirituală vine doar prin asceză. Virya me duscharam tapaha. Virya înseamnă putere. Virya me duscharam tapaha. Puterea spirituală vine doar prin asceză. Și asta a fost prima realizare spirituală al regelui Kaushika. Kaushika, prin urmare, el a renunțat la regatul său și a decis să devină un yogin. Și nu doar un yogin, el a decis să devină un înțelept mult mai mare decât Vasishta, pentru că asta era orgoliul lui. Deci eu trebuie să-l depășesc pe Vasishta și să acumulez o virea, o putere mult mai mare. Și atunci Kaushika a început să efectueze asceze foarte severe pentru a obține Brahma Tejas, adică strălucirea brahminică. El a postit, el a stat pe un picior în munții Himalaya, el a urmat jurământul de Mauna, când nu vorbise ani la rând, el a stat în râul Gange, în toiul iernii. Și atât, după o perioadă lungă de asceze, toate cele trei lumi au devenit afectate de splendoarea care era emanată din corpul lui Kaushika. Cu toate acestea, una dintre greșelile regelui Kaushika a fost temperamentul său. Deci el avea, cum se spune, el avea un temperament incinerat, deci hot temperament. Da? El se înflăcăra foarte rapid, fiind un kshatriya, bineînțeles. Cu alte cuvinte, el își ieșea din fire foarte rapid. Și din cauza furiei sale nestăpânite, el deseori își pierdea puterile sale pe care le obținea prin practica de tapas. Și, de exemplu, deci cum se povestește, cum odată era iritat de o pasăre și el stând în meditație, deci tot medita și tot tolera pasărea și la un moment dat s-a uitat la ea, a izbucnit, a blestemat-o și sărmana pasăre s-a transformat în cenușă. Doar o pană a rămas. Miu, 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 a căzut jos. Și atunci Kaushika a simțit cum toată puterea ascezilor sale a fost irosită în zadar pentru o sărmană pasăre. Și de aceea vedele spun că atunci când tapas, puterea austerităților sunt irosite sau pentru plăcerile senzoriale sau pentru blestemuri inutile, puterea obținută respectivă este pierdută în zadar. Prin urmare, Kaushika, din cauza acestor incidente care erau observate de alți înțelepți, el nici de cum nu era acceptat în rândurile lor. Deci ei ziceau, da, tu înfăptuiești tapasya, tu ești un yogin, dar tu nu ești un înțelept, tu ești un rege. Tu tot îți menții încă calitatea ta de kshatriya, de un războinic. Deci tu ai temperamentul ăla înflăcărat. Prin urmare, ne pare rău, dar nu te acceptăm ca pe un Raja Rishi, adică nu te acceptăm ca pe un Rishi, ca pe un înțelept, tu ești un Raja Rishi maxim, deci tu ești un înțelept rege, deci ne pare rău, asta este poziția ta. Și se spune că în ciuda acestor încurajări, totuși Kaushika continua mai departe ascezele sale și se spune că odată regele Trishanku a dorit să trăiască în rai cu trupul său muritor. Deci încă un rege cu ambiții nebune, deci avea o ambiție, vreau să ajung în rai, dar în corpul meu prezent. Și atunci el a fost cumva ridicat în paradis, în corpul lui, dar Indra l-a trimis înapoi, spunându-i că doar după ce regele Trishanku va renunța la corpul său grosier, atunci poate să atingă paradisul. Dar Trishanku era și el încăpățânat și a spus, nu, eu vreau un paradis în corpul ăsta. Și atunci el s-a apropiat de mai mulți înțelepți și le-a spus că, vă rog, ajutați-mă. Deci asta este ambiția mea, vă plătesc orice vreți, vă dau orice donație, doar ajutați-mă să ating paradisul în corpul ăsta. Și inclusiv el s-a adresat lui Vasishta.
Vasishta i-a respins această cerință și a spus, este o dorință nebună, da, dacă vrei, du-te la înțeleptul Kaushika, pentru că el e ca și tine, deci voi amândoi sunteți cam aceeași stare de spirit. Voi sunteți kshatriya, voi o să mă înțelegeți bine. Și atunci, zis și făcut, el a venit la Gaușica, Gaușica a spus, ei, cine e Indra asta? Cu siguranță, du-te în rai în corpul tău. Și atunci, iarăși, folosindu-și puterile sale mistice, Gaușica l-a trimis în zbor pe Trișancu către planetele superioare, în trupul său de muritor. Dar Indra și cu alți zei l-au suspendat. Deci ei n-au putut să-l trimită înapoi, pentru că Gaușica își avea și el puterea sa și atunci Trișancu a rămas cumva suspendat în cer și se spune că el s-a transformat într-o constelație, constelația Vishvamitra și există chiar o poză, o să vă arătăm acum, iată, vedeți aici cum Trișancu încearcă să atingă paradisul, Indra îl trimite înapoi, Kaushika îl trimite înapoi în sus și până la urmă, deci el s-a transformat într-o constelație. De asemenea, se povestește cum odată și mai departe, el, Kaushika iarăși își pierde toate rezultatele ascezilor sale, dar fiind încăpățânat și hotărât și determinat, ceea ce este un exemplu pentru noi, el totuși continuă mai departe ascezile sale și el iarăși a acumulat o putere foarte imens de mare, încât Indra, regele cerurilor, la un moment dat s-a speriat de puterile lui Kaushika și a decis să trimită o apsara, o fată celeastă, o ingere de pe planetele superioare pe pământ ca să-l distragă de la asceze și să-l ademenească și să-și, ca Kaushika să-și întrerupă meditația. Și te vedem aici o poză în care aceasta este Menaka, care a fost trimisă de Indra. Și Vedele descriu un dialog foarte interesant când Indra o cheamă pe Menaka și îi spune Menaka, am un serviciu special pentru tine. Și Menaka deja știa what's it about. Și Indra îi spune, am un serviciu foarte important pentru beneficiul Universului pentru tine, care doar tu vei fi capabilă să-l înfăptuiești. Și Indra o întreabă de departe, tu-l cunoști pe înțeleptul Kaushika? Și Menaka s-a încrunțat și spune, vorbești despre Kaushika care a luptat cu înțeleptul Vasishta pentru Vaka Nandi. Deja tot universul știa despre situația respectivă. Și Indra spune, da, vorbesc exact despre el. Și atunci Indra spune, am crezut că nu mai vrea să fie rege, că a renunțat la tot și a început practica lui spirituală, dar pare că are niște ambiții. Și atunci Menaka spune, este doar un înțelept care înfăptuiește asceze, lasă-l în pace pe sărmanul ăsta. Dar Indra nu, Indra este afectat de frică, baia. Și prin urmare Indra spune, nu, totuși el reprezintă o problemă. Noi putem să subestimăm cât de puternice sunt ascezile sale și dacă el continuă în felul ăsta, atunci cu siguranță va deveni mai puternic decât mine. Și atunci Menaka îi spune, Indra, de fiecare dată devii paranoic când un înțelept încearcă doar să înfăptuiască un mic ritual care nu reprezintă din sine nimic. Și Indra îi spune, vreau totuși ca tu să-ți folosești frumusețea ta și să-i distrugi practica lui de tapas. Și atunci Menaka spune încet, Indra, chiar tu ai spus că este foarte puternic, dacă mă blestemă, dacă află ce am făcut. Indra atunci scutură din cap și ținându-o pe Menaka de mâini, îi spune, cine în toate mințile te-ar blestema pe tine, Menaka? Oricine se uită la tine este fermecat de frumusețea ta. Te rog, du-te și fă acest serviciu. Și atunci Indra, fiind regele planetelor superioare, Menaka n-are încotro, ea este servitoarea lui Indra. Era datoria ei, era o asceză. Da? Și ea își învăptuiește datoria sa ca asceză. Și chiar în acea zi se spune că ea descinde din planetele superioare, din Svarga Loka, ea descinde pe pământ pentru a-l întâlni pe yoginul Kaushika. Și îl găsește pe Kaushika într-o meditație profundă. Și imediat ce-l văzuse pe Kaushika, Menaka
s-a îndrăgostit de el. Deci lucru care Indra cumva n-a putut să prezică sau să prevadă. Deci era o încărcătură pentru Indra. Indra cumva n-a gândit că acest lucru în principiu este posibil. Dar Menaka, când l-a văzut pe Kaushika, Kaushika era foarte atractiv. Ea se îndrăgostește de el și atunci ea își folosește toate puterile sale mistice și a creat una din cele mai frumoase grădini de primăvară. Și în momentul în care Kaushika își deschide ochii, el o vede pe Menaka, pe această fată foarte frumoasă care stă lângă el. Kaushika a văzut o grădină plină de flori în jurul său. Și Menaka începe să facă ceea ce de obicei fac toate apsarările în această situație. Menaka începe să danseze un dans celest, da? Un dans foarte senzual. Și Kaushika, bineînțeles, fiind cumva infatuat de aceste mișcări grațioase, el uită de meditația sa, uită de tapasul său și în inima lui se dorește această dorință de a o atinge pe Menaka și el inclusiv uită de dorința sa de a deveni un yogin, un înțelept mai mare decât Vasishta. Și Kaushika imediat se îndrăgostește de Menaka. Cum a terminat de dansat, Kaushika s-a uitat cumva cu ochii săi răpiți, cum ea îngenunchează înaintea lui și într-un mod foarte timid, Kaushika îi spune cu o voce care tremura și îi spune: tu cine ești? Tu cine ești? Și atunci Menaka cu o grație celestă răspunse: eu sunt Menaka. Da? Și atunci Kaushika s-a simțit foarte atras și mai tare de Menaka atunci când îi aude vocea ei celestă, deci o voce foarte, foarte frumoasă. Și atunci, disperat, Kaushika cumva se uită la ea și îi spune: Menaka, eu nu știu dacă sunt vrednic pentru tine, dar dacă ai vrea, te rog să te căsătorești cu mine. Da? Și din prima, deci Kaushika îi spune, deci te rog să te căsătorești cu mine. Menaka atunci a râs, s-a aplicat cumva timidă înaintea înțeleptului și Menaka îi spune: Doamne, credeam că nu o să mă mai întrebi, dar mă bucur foarte mult că m-ai întrebat. Și atunci Menaka și Kaushika ei se căsătoresc în curând. Menaka uneori se simțea mizerabil pentru că ea cu adevărat s-a îndrăgostit prin Kaushika și cuvintele lui Indra cumva o bântuiau. Și ea nu a putut accepta că va deveni responsabilă pentru distrugerea tapasului sau ascezilor lui Kaushika. Pentru că Kaushika, căsătorindu-se cu ea, el din nou și-a pierdut toate rezultatele ascezilor sale. Din altă parte, Kaushika era foarte încântat de Menaka, de soția sa, care era foarte iubitoare, înțelegătoare, și Kaushika la rândul său, deci el era un soț foarte grijuliu, foarte iubitor. Și imediat după ce ei s-au căsătorit, ei a avut o fiică, numele ei era Shakuntala. Ea, de fapt, devine viitoarea mama al regelui Bharata, după care s-a numit apoi întreaga Bharatavarsha, adică India. Și după nașterea lui Shakuntala, Menaka cumva s-a simțit și mai nefericită, și mai deprimată, mai ales când a văzut că Kaushika era foarte iubitoară atât cu ea cât și cu fiica lor. Și iată, la 10 ani după căsătoria lor, Menaka într-o zi totuși a decis să vorbească și să-i reveleze sincer lui Kaushika ce s-a întâmplat. Și atunci ea s-a apropiat de el și spune: Kaushika, este ceva ce aș vrea să-ți spun. Ceva ce ar fi trebuit să spun cu multă vreme în urmă și ceva ce n-am avut niciodată curajul să ți-l spun. Și atunci, cumva, nepăsător, Kaushika a zâmbit și spune: Menaka, nu se poate ca tu să fii făcut ceva teribil. Ce este? Spune-mi, te rog, o să rezolvăm tot. Și Menaka atunci a clipit pentru a depărta lacrimile din ochii săi și a spus: îmi pare rău, dar sunt o persoană ipocrită. Eu ți-am spus cândva că am venit din regatul lui Indra, nu-i așa? Kaushika a dat din cap, rugându-o pe Menaka să continue și Menaka atunci a respirat profund și a spus: adevărul este că Indra m-a trimis și n-a mai putut să vorbească. Și atunci cumva Kaushika a îndemnat-o: hai spune mai departe. Și Menaka a continuat și a spus: Indra a fost îngrijorat
că tu vei deveni foarte puternic prin ascezele tale și vei dori să-l dai la o parte și să-i ocupi tronul. Prin urmare, el m-a trimis ca eu să te ademenesc, să te derutez de pe calea ascezelor. Și atunci cumva, ca și că ai simțit un val de mânie, de frustrare, de furie față de Menaka, dar în același timp el o iubea din toată inima. Menaka, când a simțit acea energie de ojas, de energie care putea fi resimțită în aer, ea cumva a înlemnit, dar totuși a continuat să vorbească și a spus: Indra m-a trimis aici să stric practica ta spirituală și aceasta este motivul adevărat pentru care noi ne-am căsătorit. Și Menaka s-a simțit absolut mizerabil. Kaushika cumva stătea și el neclintit și în final a spus încet, după o pauză foarte lungă, plângând, el a spus: eu am simțit acest lucru de un deceniu aproape. Eu am simțit cum, dintr-o cauză sau din alta, după ce noi ne-am căsătorit, puterile mele au început să mă părăsească. Dar fiind obsedat de tine, eu cumva n-am atras o mare atenție a acestui lucru. Prin urmare, acum înțeleg de ce eu am fost lipsit de tapasul meu, de puterile mele mistice. Și Kaushika s-a înfuriat foarte tare. Atunci el a închis ochii, s-a uitat la Menaka, care încă stătea în fața lui, și atunci el a spus încetişor: spune-mi, te rog, încă o dată, confirmă acest lucru, dacă acest lucru este adevărat. Și Menaka atunci a spus: Kaushika, este adevărat. Îmi pare rău și nu-mi pasă ce vei face, dacă mă vei blestema sau nu, dar există încă un adevăr pe care aș vrea ca tu să-l cunoști. Adevărul este că eu cu adevărat te-am iubit tot acești ani. Și atunci Kaushika a închis ochii, a meditat, a simțit o durere foarte profundă în inima sa. Și a spus: Menaka, îmi pare rău, tu m-ai prostit, tu m-ai golit de puterile mele mistice, prin urmare o să te blesteam. Și blesteamul a fost următorul, a fost un blestem foarte mare, el a spus: începând cu ziua aceasta, noi tot timpul vom fi despărțiți și niciodată nu o să ne mai vedem. Și asta a fost pedeapsa pe care Kaushika a oferit-o lui Menaka. Și în aceeași zi, Menaka s-a întors în planetele cerești și se spune că fiica lor a fost lăsată cu unul din înțelepții, am uitat acum, cu înțeleptul Canva. A fost înțeleptul Canva, deci el Kaushika a lăsat-o pe fiica lor și acum la înțeleptul Canva și singur iarăși a plecat în munții Himalaya pentru a face de data aceasta două lucruri. Pentru, în primul rând, pentru a uita pe Menaka, pentru că și el era foarte îndrăgostit și atașat de ea. Și al doilea lucru, pentru a-și reveni, pentru că el a derutat de la practica sa de yoga. Și prin urmare, deci el a decis din nou să devină un yogi. Și de data asta, practica lui Kaushika de asceze, de tapas, a fost mult mai crâncenă, mult mai severă, mult mai dificilă de neîndeplinit. La un moment dat se spune că într-o noapte Kaushika a venit să-l distrugă pe Vasishta, deci el tot era cumva setat să-l distrugă pe Vasishta. Și într-o noapte el s-a apropiat de ashramul lui Vasishta și stând exact la intrarea în casa, în coliba care era făcută din crengi, din paie, deci a lui Vasishta, el a auzit un dialog între Vasishta și soția lui, pe nume Arundhati. Arundhati este considerată a fi una din cele mai caste femei care sunt descrise în scripturile vedice. E o povestire separată în sine, ea este descrisă în Mahabharata. Și iată, Kaushika aude un dialog foarte interesant când Arundhati îl întreabă pe Vasishta, îi spune: astăzi luna este mult mai strălucitoare în noapte decât de obicei, ce se întâmplă în cer. Și atunci Vasishta răspunde: draga mea, aceasta nu este luna. Aceasta este strălucirea pe care o emană
înțeleptul Kaushika, pentru că pare că el cu adevărat a devenit un rishi, a devenit un înțelept adevărat de data aceasta. Și iată, când Kaushika a auzit aceste cuvinte pe care le-a spus Vasiștha, dușmanul său, rivalul său cel mai mare, inima lui Kaushika s-a topit, el s-a simțit ușinat de intențiile sale și s-a gândit, iată-mă, eu am dorit să-l ucid, dar uitați-vă la el, el îmi oferă laude mie. Și atunci el a intrat în casa lui Vasiștha, s-a prosternat în fața picioarele lui și atunci înțeleptul Vasiștha l-a îmbrățișat și i-a spus, acum, tu cu adevărat, când ești lipsit de mândrie și ești lipsit de orgoliul tău, acum asceza ta a adus cea mai importantă roadă, smerenia. Asta este cea mai mare roadă al ascezei. Și acum tu cu adevărat te-ai transformat dintr-un Raja Rishi, dintr-un rege înțelept, tu te-ai transformat într-un Brahma Rishi, într-un înțelept realizat, într-un înțelept adevărat. Și chiar și domnul Brahma l-a acceptat atunci pe Vasiștha, adică pe Kaushika ca pe un Brahma Rishi, ca pe un înțelept realizat. Și toți înțelepții, începând cu această zi, au început să-l numească pe Kaushika. I-au oferit un nume spiritual pe nume Vishvamitra. Și Vishvamitra înseamnă prietenul tuturor entităților vii. Și se spune că datorită devoțiunii intense, datorită ascezilor sale, datorită realizărilor spirituale, datorită faptului că Vishvamitra a fost capabil să treacă prin acest proces de transformare adevărată al sufletului său. El a rămas hotărât în ciuda derutărilor, în ciuda tuturor acestor peripeții care s-au întâmplat cu el pe parcursul sutelor și sutelor de ani celești. El totuși a atins realizarea sinului și, prin urmare, domnul Rama a decis să devină discipolul său și Ramachandra l-a ales, anume pe Vishvamitra l-a ales ca pe maestru său spiritual. Deci, încă o dată revin. Every saint have a past and every sinner have a future. Fiecare dintre noi suntem un gen de Kaushika la începutul vieții noastre spirituale, dar dacă rămânem hotărâți, în ciuda tuturor problemelor și obstacolelor care vor apărea în calea noastră spirituală, dacă, cum Bhaktivedanta Swami Prabhupada spunea, de 10 ori ai picat, de 10 ori te-ai împiedicat, de 10 ori te ridici, du-te mai departe. Asta înseamnă a fi sincer. Asta înseamnă a fi hotărât în practica noastră spirituală. Și această hotărâre, de asemenea, reprezintă o asceză care devine o sursă de forță, de putere, care ne ajută în calea avansului nostru spiritual. Vă mulțumesc foarte mult pentru asceză, asceza ascultării cu atenție astăzi și... Poate aveți o întrebare scurtă despre povestirea despre Vishvamitra, dacă nu, atunci o să închei discuția de astăzi. Ok, atunci vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru că ați ascultat cu atenție. Sper să extrageți cât mai multe învățături din această narațiune frumoasă despre înțeleptul Vishvamitra și de asemenea să vă duceți acasă. De fapt, sunteți acasă pentru că suntem prin Zoom, dar să rămâneți acasă astăzi cu înțelegerea faptului că o viață irresponsabilă, o viață easygoing, o viață lipsită de asceze, o viață petrecută în zona de confort, o viață risipită pentru gratificări superficiale și avansul spiritual nu sunt compatibile. Deci dacă vrem cu adevărat să avansăm spiritual, trebuie să ieșim din zona noastră de confort și să depunem eforturi conștiente, eforturi inteligente sub ghidarea maestrului spiritual și să facem lucruri corecte care vor da rezultate corecte în final.
Gata, aici chiar cu adevărat acum închei discuția. Cosmine, spune tu. Mulțumesc foarte mult. A fost o lecție absolut minunată. Mie personal mi-a plăcut și a meritat asceza pe care am săvârșit-o pentru a asculta o asemenea poveste frumoasă. Și pe lângă povestea lui Vishvamitra, deci am studiat așadar Tapasya și am văzut ce înseamnă aceasta pe diferite nivele. Am văzut exemplele practice ale acesteia și am văzut ce bine se pliază cu regulile și regulamentele de Yama și Niyama. Apoi am studiat beneficiile acesteia, printre care putem număra călirea caracterului, invocarea unei forțe interioare, creșterea voinței. Și după aia am văzut cele patru tipuri, și anume asceza trupului, asceza vorbirii, a minții și la nivelul sufletului. Vă mulțumim foarte mult! Dacă v-a inspirat seminarul nostru, vă așteptăm și vă invităm să ne dați un mesaj pe Centrul de Studii Vedice ISKCON București, unde putem să vorbim mai multe. Și vă așteptăm data viitoare, adică duminică, la seminarul nostru de Satsanga, de la ora 16, și totodată miercuri, de la 19, așa ca și astăzi, pentru a continua discuția pe baza aforismului 32. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez o seară plăcută! Seară frumoasă tuturor! Mulțumesc și eu încă o dată! Thank you.